Cea mai bogată cămară pe care am văzut-o până acum. Fii atent. Am ajuns în Germanica. În Germanica, da, păi în Germanica. Germanica de sânghi. Și Miki are treabă. Ia uite ce ai aici, mamă. Măi, deci astea sunt toate aduse din România, așa-i? Nu, legumele nu. Astea, cârnățăraia și sălămăraia și ăsta e jambonul. Și jambon, fii atent. Aprinde lumina. Stai așa că este lumina. Hai, deschide ușa. Bine. Okay. A, tu iei pentru salată, nu? Da. Ok. Ia uite ce e aici. Mamă, dar dita mai jambon. Băi, frate, de ce aici? Adevărată cămară. Numai că nu-i curățenia, abia mă. Dar ce contează? Nu important e că uite ce ai tu aici. Ăștia sunt păpucii tăi de sport, da. Mai am un acceptat anul când mi-a spălat și mi-a băgat în dulap, a zis că ești nebună, cum îți bagi Adidas în dulap? Păi scurați. Cu ăștia ai luat tu medaliile, așa e? Nu, ăștia i-am cumpărat. Ai cumpărat acum? Păi și aia care ai luat medaliile unde sunt? Acasă, nu i-am adus. Aia a spus la loc de cinste. Dar de ce nu i-ai adus? Păi au dita mai cam cu ele. Dar uite și ăștia ce crampoane au tu. Păi mi-e așa prost. Ne-am prost. Păi tu, dar-s fain. Să știi, mi-aș lua și eu de ăștia. Ăștia au fost... nu știu cât a fost. Și aia alții sunt de la tot ceva de genul, dar mai finul un pic. Da. Da, ia uite ce e aici. Deci din asta am gustat. Mamă, deci cât e de bun. Cărnața fumat românesc, da? Salam de Sibiu. Tot din România adus. Uite ce e aici. Uite și ardei. Uite și ardei de ăștia iuți. Da. Ia uitați ce grădină avem noi aici. Cât de frumos. Ia uite. Asta este... stai așa, asta este avocado. Asta e avocado. Dar ia uitați orhideea, cât e de frumoasă, a? Ce ziceți? De orhidee. Mă refer la asta din mijloc. Cât e de mare și de faină. Și aici mă vedeți și pe mine. Deci o să-mi iau și eu un pui din ăsta, să-mi pun în sufragerie și în bucătărie. Ia uite ce fain se întinde. Ah, super! Și acum să mergem la Miki. Miki, ce faci? O ceapă roșie. Așa. Pentru salat. Facem salată, facem grătar. O să mergem și la băieți mai târziu. Am pregătit acolo carne cu apă pentru mici să-i formeze. Aici avem carnea pentru grătar, avem mici și legume pentru salată. Facem și muștei în minte. Și muștei. Și cartofi prăjiți pentru copii. Și pentru noi ce? Și ce noi, și noi, că nu, că și eu mănânc. Ba, nu. Da. Acasă nu e. Să știi că da, Miki. Măi, a trecut ceva timp de când ne-am văzut, știi? Cam șapte cât? 7 luni jumate. Cam 7 luni jumate. Doamne, deci ce a trecut timpul. Deși mi s-a părut pe eternitate, știi? Cum așa ți se pare? În timpul în care s-a întâmplat foarte multe. Da. Multe, multe. Of. Da. Da. Dar lasă că e bine, că am viața reușit să... Înainte. Da. Am reușit să ne revedem și de acum o fericire, fericire, nu mai e tristețe. Da. Fericire, fericire. Chiar că mă bucur. Da. Aici. Nu plângeam altfel. Păi, ce ochi frumoși ai. Bine, da. Am lăcrimat. Da, de unde okay, că-s frumoși. Să-s ochii la Lili. Ia uite. Miki mea frumoasă. Că n-ai fi.
Ei, da, nu zic, nu, da. Și Bia o ajută pe Miki. Acum nu mă retrag de tine. O să mergem și la băieți. Trebuie spălăm spalele și pune-le acolo pe... Mai este una aici așa. Da, așa că eu trebuie... Eu nu stau bine, adică trebuie să stau de aici. Știi, din... pe lângă geam. A, deci vreau să vă arăt... Avocado. Avocado. Ia, uitați. O să iasă plantă. De 5 luni, du-te arate pe la... Copăceai deja. Ia, uitați. Vedeți? Acolo deja iese ceva. Iese rădăcină. Unde am? Ai, uite, aici are rădăcină. Doamne, fer. Haideți să vă arăt și celelalte plante. Deci avem ginsengul. Ia uitați ce frumos e ginsengul. Mamă, vreau și eu un ginseng așa. Ia uitați ce frumos e. Doamne. Wow. Vezi? Deci ăsta e ginseng, Bia. Aia e limba ta. Și asta este limba mea care am adus-o. Limba sacră. Dar uite tu ce faină s-o făcut. Mamă. Deci chiar faină. Vezi? Ți-am adus-o din suflet. Am avut grijă aia. Și aici mai avem alți trei sâmburi de avocado. Uite, ăsta deja au scos ceva aici, un moț. Și ăsta scoate. Foarte fain. Aici avem cactus. Să vă arăt cocos. Ia uitați. Cocosul. Deci acolo avem cocos. Fii atent ce mare e. Deci înăuntru este un cocos, să știți. Și ăsta e palmierul. Și acolo l-avem pe Andrei care se joacă. Ce faci, Andrei? Bine. Hmm? Iar faci planete? Eu ce fac? Întâi vreau să fac Among Us planete. Dar hai să ieșim afară, nu vrei? Să... Nu vreau. Să ieși un pic afară cu tati și cu Ianuș acolo să stai. Nu că i-ar fi plăcut să umble, dar a fost una din pasiunile lui sau ale lor. Hai să mergem și la băieți, să vedem așa ce fac băieții. Reset. Ei pregătesc pentru grătar. Sau ar vrea să mai fie o dată să mai... Așa. Aici avem baia. Facem și turul apartamentului. Aici avem toaleta. Mașina de spălat. Ia uitați băieții! Hai că acum vin! Dar am vrut să vă văd de sus! Așa! Hai să mergem! Ia uitați aici! Copăcel din asta am și eu. Și asta este ficus. Mai știu. Hai să mergem! Dar vreau să vă arăt. Ia uitați ce mașinerie avem aici. Ca pe vremuri. Ia uitați. Mașină de jucuri. Ce tare. Ce ziceți? Mi-ar da 1000 oare? Aici aș lua o acasă. Deci, nota 10. Pentru mine, astea două ar fi super. Radio, cred că de pe vremea lui străbunica. Trebuie și buton. Dar nu merge. Nu cred că merge. Mamă, dar ce material, fii atent. Wow. Mamă, și ce-mi place că e așa cu praf. A trecut timpul peste ele. Fii atent, scrie Continental. Mamă! Ce tare! Și aici avem mașina. Nu mai știu cum se împinge.
Mamă, ce tare e mașina asta! Habar n-am, nu știu să umblă ea. E faină. Asta e pauza. A, uite! Se mișcă. Mamă, ce tare! Și aici avem o oglindă vintage. Foarte veche. Mamă, deci dacă mi-ar da o asta... Mamă, ce veche e să... Super tare. Ia uitați. Deci, chiar... Foarte faine. Boxe și tablouri pictate. Acestea sunt tablouri pictate. Ia uitați. Pură artă. Avem pe scară. Pură artă. Și asta e pictat. Mamă, cât e de fain tabloul ăsta! Ue. Cine l-a pictat? Rigani. Asta e un italian, un pictor italian. Și aici avem tot așa o pictură foarte tare. Clădirea asta este foarte veche, să știți. Interesantă. Și acum mergem la băieți. Mamă, dar ce cald e afară. Eu aveam impresia că e răcoare. Asta e grătarul. Ia uite cum stau cărbunii. Profi așa, știi? Să mergem la băieți. Ia uitați, geamurile ce faine sunt. Deci casa asta este foarte, foarte veche. Floarea soarelui. Acolo avem și tufe de leuștean, zicea Michi. Roșii. Dovlecei. No, băieți? Ce fac băieții? Ia uite ce terasă aveți voi aici. Hai, Anuș, salut! Stăm la umbră nucului bătrân. Deci dăm noi noroc! Servus! Servus! Așa bine că ați venit din nou la München. Bine v-am regăsit. Sper să vă simțiți bine. Sigur! Vedem acum cum vă simțiți. Deja ne simțim bine. Și Iubi, Iubi, ce faci? Dă și tu noroc. Dacă mă vede lumea cu... Da, de ce îți dau noroc? Dă mâna în coa. Dacă tu ai întins mâna. Nu, stai că iau din nou. Și Iubi. Așa e? Așa. Oh, na. Păi da, nu. Mi se dă noroc. Stăm și noi un pic la umbră. Dar e fain aici. Asta e terasa ta, nu? Nu-i terasa mea, e terasa firmei. Bine. A, da, apropo, aici avem o firmă de termopane, nu? Wintergarten. A, pentru... Wintergarten und Meer. Aha. Terasen, deci, marchism. Ok. Toate. Fain. Uite, acolo te poți duce și să faci dacă vrei să faci reclamă. Uite-te, sigla. Asta de aici? Aia cu CP alb acolo. A, asta cu M Concept, da, da, da. Asta e mod din München. Cine are nevoie, aici găsiți. Aveți și număr de telefon, să vin mai aproape. Asta așa, să nu fim prea mult cu camera. Deci, ăsta e numărul de telefon, cei care stau în München. Aici găsiți detalii la aceste numere. Așa. Și a început să picure. Cred că o să vină o ploiță ceva mai târziu. Ia să mergem noi la... Bă... Păi asta vreau să fac, să mă duc să fac reclamă. Hai să vedem ce... Uaaa, gladiole!
Ai gladiole! Da. Mamă, deci n-am mai văzut gladiole din România, tu știi? Măi, nu știu, dar uite, mă, ce fain, de serios. Mie așa-mi plac gladiolele. Asta e floarea soarelui, nu? Asta, uite ce mare e, băi, frate. Mamă, dar ce mare e floarea soarelui. Da. Și aici, uite ce faine sunt. Aici cred că sunt ardeiuți. Da, cred că sunt ardeiuți. Și ăsta este un copăcel, Pachira se cheamă. Mm-hmm. Și aici stă cineva. Are draperii roz, ce fain. Floricele. Ai, ia uitați atufa asta, ce faină e. Wow, superbă. Ce-mi plac mie tufele astea. Și avem așa, asta e lavanda. Ia uite, avem o albinuță. O albinuță. Aici avem bostani. Avem ceva bostani? Uite care ceva pe... începe să înflorească. Așa, ardei. Ardei. Uite care, un ardei. Bă, dar o cam pălit, cred că de la soare, cu mană. Asta ce e? Asta ce-o fi? Ce plant e asta? Asta e busuioc, mă! Mamă, ce fain miroase. Uite roșiile. Deja două roșii, fii atent. Uite. Aici are și mai multe roșii. A, le-o stropit. Da, le-o stropit. Super. Uite, asta este busuioc, mamă. Fii atent. Ce de aleuștean. Deci, clar, îmi iau aleuștean, nici nu discut. Mamă, știi cum miroase aleușteanul ăsta? Mamă. Băi, deci nu să cred. N-am mai mâncat aleuștean verde de când am plecat din România. Mamă. Wow. Asta cred că e usturoi, ia-ți dem. Da, e usturoi. Usturoi verde. Mamă, ce bunia. Aici avem roșii o grămadă. Pătrunjel. Deci roșii la greu. Wow. Și floarea soarelui. Mamă, deci am rămas super mega impresionată de grădina lor. Dar cel mai tare leușteanul ăsta. Ce leușteanul ăsta e divin. Busuioc. Mamă. Super. Super. Ce gust are. Parcă mănânc borș de zarzavaturi, leuștean. Ce-mi plac geamurile astea. Mamă, deci mi-ar place să stau așa într-o casă veche. Deci ai leuștean o grămadă, îmi dai și mie, nu? Bineînțeles. O grămadă ai acolo. Păi ăla l-am ciordit. Ferească Dumnezeu. Ăla l-am furat și mi s-a prins. Și mai asta, dacă te uiți acolo în spate, l-am plantat și nu s-a făcut ca lumea. Vai, de ce e extraordinar. Hai să vezi leuștean, iubi. Aia e cea mai bună, uite, ca acasă. Vezi, cu picioarele desculțe. Desculț. Dar e cald, iubi, trebuie să ne zbrăcăm și noi în pantalon scurți. Dar ce nu vă ține? Eu nu. E chefuiesc. De acum. Fotbale, campionatul de fotbal. Păi, deci am mâncat leuștean. Ăsta e pus proaspăt. Aha. De anul ăsta și ăsta e ciordit.
Și ăsta s-o uite că ai și căpșuni acolo. Ia, asta un căpșun. Și ăsta pătrunjică. Da, știu că am zis deja, dar a rămas șocată ce roșii ai, mă, fi de ochi. Le-am stropit cu piatra venată și cu var. Da? Am zis eu bine că stropite, da, da. Stropite cu piatra venată. Pentru că anul trecut am avut eu așa roșii, inimă de bou, dar așa mare s-a stropit. Mamă, ce tare. Singura am care mi-a rămas sămânță e asta. Mm-hmm. Asta. Asta se va face, uite, roșia aia de acolo, se va face așa mare. Du-te. De cel puțin 400 de grame, 350-400 de grame. Mamă. Și singura care mi-a rămas sămânță. Și acum sper să se prindă. Sigur o să se prindă. Oh, oh, dacă prinzi, aici face... Le merge bine. Face producție, prin și sămânță. Le merge bine. Ăsta e cimbru, da? Nu știam ce-i zic, bă, dar după aia l-am mirosit și chiar cimbru. Cimbru sălbatic, nu e la ce... Ai, du-te! E cimbru sălbatic, nu e la de casă. Știi că și noi avem la, acolo pe drum, la noi, așa ceva? Ei, da. Da? Că am mirosit și nu știam ce, ce miroase. E cimbru sălbatic. Așa mentolat. E exact mirosul ăla, dar e un pic mai... Parfumat. Parfumat. E altfel, da. Nu că am simțit... Uite că e... Parfumat un pic. Și să facem mai mare. Da, și pe aici, la noi e stufe mare. Ardei. Ardei gogoș, ca un fel de gogoșar, dar ziuț. Păi da, am zis bine. Merge bine, eu pus borună, dar nu văd că nu l-am mare bine. Și acolo ai... Și aici ai... Bostan sau ce? Doblecei. Ăștia? Da. Bostănică. Dar ce e asta, mă? Cum să fie bostănică, mă? Pochini. Rabarbură, mă. Ai, du-te, asta e rabarbură. Da, uite, acum am văzut tulpina. Da, mă. E rabarbură, mă. Hai, du-te. Serios? Mamă, păi facem compot. Știi că eu fac compot din rabarbură. Sau cum se zice? Cum e corect zis? Că am mai avut rabarbur. Mulți zic rabarbăr. Eu știu de la barbură. Să curăț un pic? Așa. Că asta e o țără, uite așa. Dar eu mănânc așa cu totul. Dă mă să vezi ce asemere fac eu, mă, mukbang. Ia, iubim, primează, mă. Ce te strâng? Ia să vedem. Ha. Aici? Acră? E agrișoară. Wow, asta e cu zahăr. Ce asta ce? Nu știu nici. Mă, stai, mă, ce e, zi? Nu știu nimic. Busuioc. Nu e busuioc. Rozmarin? Rozmarin. E rozmarin. Nu mi-am dat seama. Uite, uite, asta e busuioc. L-am văzut. Da, ăla, da. Așa e. Am mâncat după 3 fuze de ăștia. Da, foarte bine. De cimbru. Da, mă mănânc. Nu, uite, de ce miroasă de tare busuiocul? Da, una e când îl iei și îl crești în ghivet sau îl iei din magazin și una e când crește oia așa în cută. Dar și vreo 2 fuze de... Mă mai gândesc. Mă mai gândesc. Hai, te rog, eu... Bineînțeles că-ți dau, cum să nu stau? Măcar 2-3. Știi că mai am un congelator, dar adun. Cerșetor în acțiune. Da, fac depozit. Asta ce-i? Hai să vedem, că ești de la țară. Ești de la țară. Ce e asta? Ce floare e asta? Ce floare e asta? Asta e fasole, mă. Ce floare, auzi la el? Bă, stai. Fasole care așa. Dar cum de nu le-am văzut din cauza că m-am uitat la Fără Soarele, știi? Da. Și de-aia... Mă simt ca un reporter acum. Mai fain, nu? E bună astăzi, să știți, mâncați așa, că e bună. A, frăguțe. Ce ai zis frăguțe? Nu, că era și mentă. Dar nu-s bune, că nu au gustul ăla. Dar era și mentă aici. Dar se pare că s-o cam pierdut. Ce tare, vezi? S-o cam pierdut menta, nu văd nicăierea. Era și mentă. Uite aici. Nu e asta? Nu știu, dar nu. Bravo, nu, tot frăguță. Tot frăguță. Ia mă să gust una, că dacă tot am gustat din toate... Dar nu are gust! Eu... Ies de. Vedeți?
N-are că... gust. Am mâncat și de asta. Ceapă, usturoi. Nu e usturoi. Usturoi verde, cum nu e? Nu e usturoi verde, cum să fie usturoi verde? Dar ce e? E ceapă, cepuță, ceapă. Cepuță? E cepuță? Ăștia cum ce? Zice puță? La... când face semăl cu margarină și cu ceapă din aia, cum zice? Aaa, gata, știu, da. Cu coz de ceapă. Cu coz de ceapă, nu, din nou. Da, dar eu puteam să jur că e usturoi. Nu e usturoi. Nu, mă, deci e super. Da. Uite, vezi, ăsta e om de la țară, mă, uite cum umblă de spuț. Bravo ție! Păi uite, așa să... Am crescut la țară. Și eu. Am fost și la oraș, dar am crescut la țară. E, nu te supărăgrazi nicade. Că oricum... Ianoș, îți fac reclam la piciorușe, poate să te bendează la tine. Eu când am fost copil, mama, știi că mama care... m-a dus la Târgu Mureș. Așa. Că aveam platfus. Ia, uziubi. Dar aveam platfus. Știu că... Și m-a dus la Târgu Mureș, că nu știu ce. Eu am făcut programare peste... Cum ar veni, m-a dus la începutul verii, și m-a... după aia aveam programare undeva la sfârșitul verii, după vacanță. Și eu tot în vară am umblat de sculț. Fără păpuci. Desculț. Fără păpuci. Nu conta că era pietre, că era nu știu ce, desculț. Și când m-a dus la doctor, când am avut programarea, strecuse. M-a zis câtă mine, dar ce i-ați făcut la copilul ăsta? Că copilul ăsta n-are absolut nimica. Și când în acte apare cu platfus. Și de acolo am... De-aia descalță-te și tu de jos papuci. Desculț. La mine e prea târziu, măi. Nu-i târziu niciodată. Ba nu, e eu târziu zici? Niciodată. Că oasele-s tot aceleași. Tu, de fapt, de la platfus nu ai oasele, ci cartilajele astea. Nu faci de la oasă, oasele-s la fel, tot timpul. Ia, ia-ți meseria de reporter, în brațe. Mm. Ia uite ce fain e aici, înăuntru. Hai, faci reclam, hai. Da. Super. Hai să vedem. Păi n-am, poate este cineva în München și are nevoie de servicii de genul, știi? Păi du-te și azi pantaloni scurți, iubi. Du-te, du-te. Mă duc și eu după ea, nu știu ce mi-arată. Ia să vedem. Am voie să intru? Aici nu. Nu am voie. Ok. Aici nu, din păcate, acolo nu. Ia să vedem. Dar primești și eu ceva, o masă de asta de grădină, poate și un scaun. Da. Sarcubanuș? Sarcubanuș. Păi când am să-mi iau casă, atunci am să vin aici să-mi iau. Ia să vedem. Mamă. Deci astea sunt termopane pentru... Nu sunt termopane, sunt toate pregătirile, toate mostrele pentru Wintergarten, terasă în dah. Aaa, pentru terase. De fapt, da, uite. E exact mostra care era acolo în față. Da, mă. Terase așa, așa, așa. Da. Așa. Dar ce robuste sunt, așa, deci... Astea după rezistă... Matize, rulouri... Ne ducem pe rulouri... Păi, dar știi că nu se vede? Nu se vede. Dar nu trebuie să vezi, aia trebuie să vezi. A, aici trebuie să văd. Uite acolo, că se duce la jos. Aha. Da, mă. Ce tare. Le închizi. Sau... Vrem... Mișto! Să ia așa un pic. Ia uite ce fain vine. Ce silențios e! Da. Super. Să închide, faci. Da. Mă oprim, îl dăm înapoi în sus. Da, da. Uite, îl poți deschide, închide. Mm-hmm. Cum vrei. Foarte tare. Trebuie să vedem marchiza, mă, dracu. Licht da, licht außen.
Mamă, dar ce asta e? Aici avem scări. Urcăm și sus. Încă o mostră. După aia avem aici marchiză. Ia uite. Codul de telecomandă. Uite, aici e telecomanda. La marchiză. A, ia uzi. Ue, fii atent, ce faină e. Și e pe roșu. Marchiză roșie. Ce mișto. Da? E ceva. O simplă noastră se poate face până la 6 litri. Lungime. Fai. Și lățime până la 4 metri. Mamă. Se pot face. Da? După aici mostrele de culoare la marchiză, ce culoare vrei. De care vrei. Ce fain. După aia avem aici marchize, trebuie să vedem. Lift marchize, uite aici. Nu am nicio regulă. Ai vânt afară și de aia nu mă lasă. Nu mă lasă. Nu mă lasă că e vânt afară. Poate vântul. Dar și aici sunt tot așa, jaluzele, marchiză deasupra, da. Marchiză pe partea alaltă. Uite și aici acolo. Marchize, manuale, electrice. Fain. Uite aici, trebuie să vedem care. Uite. A, da, mă, uite. Marchize electrice. Wow. Ce da, fain. Cam ostră, da. Și aici vin clienții, nu? Aici vin clienții pentru ca să-și cumpere. Ok. Vrea să-și cumpere, vrea să-și facă un wintergarten, vrea să-și facă un terasă în dah, deja marchize, deja terasă în dah, mostră așa, mostră dincolo, se poate face până la 7 metri lățime, cu 4 metri lungime. Super. Da, măi, și sunt foarte mulți români care își cumpără case și poate au nevoie de... Da, nu, neapărat. Eu am lăsat și număr de telefon acolo, adică am filmat numerele de telefon, știi? Și cam asta este. Da, foarte tare. Și la prețul... Cea mai tare fază de a mergem pe afară, care am lucrat acum, e nouă. Așa, e foarte, foarte, foarte nouă. Foarte nouă. Așa. Vezi? Asta e sportul sănătos. Plimbatul pe pietră. Cel mai tare. Ah, ce chestie. Faci marchiză din ea? Adică ei, da. O închizi? Sau pânză pentru muște. Du-te, de fapt, da. Băi. Astea sunt cele mai noi trenduri care se iau acum. Totul e modern. Și foarte practic. Foarte, foarte practic. La o ușă din asta, dacă ai la intrare, să ieși pe terasă sau nu știu ce, ai închis fai frumos până aici pentru muște, ți-ai făcut și un pic de umbră. Super tare. Deci, să știi că dacă ar fi să-mi iau o casă, mi-aș face și eu așa. Eu mi-aș face așa o casă, uite exact cum e asta. Da, da, da. Cu da. Atâtea, tot numai luminat. Totul luminat, da. Numai de sticlă. Da, și mie îmi place așa luminat. Numai de sticlă. Bine, îmi plac și casele vechi, de exemplu. Ia, poți să spui tu mie câți ani are casa asta? Asta? Nu, asta. Nu știu. Deci e foarte veche. Părerea mea că e foarte veche. Dacă aș spune ceva, aș vorbi prostii, nu știu câți ani are. Da, poate o să aflu mai târziu și dar, o să vă zic. Ăla are 25 de ani. Asta 25 de ani? Mamă! De când e făcută. Da? Da. Și casa asta e faină. Veche.
Mm-hmm. No, mă duc la fete să văd ce fac. Mă duc la fete. Și ne auzim. Tu vii, vii și tu sus sau? Nu, eu deocamdată mă stau un pic să văd de vegetarul, să se facă carnea cât de repede și apoi după aia mâncăm. Ok, mă duc să... Mâncăm aici afară, că ai văzut că bani, ce pe ploaie bani. Da, da, da. Nu... Mâncăm înăuntru. Mâncăm înăuntru. Cel mai bine. Facem un pic de foie gras. Așa, specialitatea ta. E un kilogram de foie gras trebuie să mânci astăzi. Oh, serios? E așa un tub. Păi uite, de-aia mănânc verdețuri, ca să am poftă, știi? Da, gata, mă duc. Gata, vin. Bine. Deci ușile astea mi se par extraordinare. Stil italian. Ușile. Foarte faine. Mm-hmm. Stil italian, știi? Da, 1800. Ah, dar eu ies, mă duc sus. Ce să ieși, că e loții. Ai, loții. Serios? Adică... Vărul. Vărul tău. Îmi e pijamale. Da, poate că nu vrea să fie filmat. Ce faci, mă? Mă uitam la film. Ceau. Salut! Hai la bale. Ia, uitați, un tablou pisat. Mamă, deci asta e 3D. Oh, ce fain e, doamne! Chestii artistice. Mamă, ce aloie! Ce... Fii atent! Ce groasă e! Uite, mă, că are și pe Marilyn Monroe termometru. Some like it hot. Da, și sunt 25 de grade. Ce tare! Wow! Să vedem ce fac. Ce face Michi? Uite, Michi, ce-am făcut eu. Deci am... La barbă, pe am mâncat jumătate. Că naiba, că eu are sămânță de... Am mâncat jumătate de rabarbă. N-are nimic, nu? Egal, WC-ul e acolo. Aici avem cartofi, cartofi tăiați, pregătiți. Mamă, dar ai făcut o grămadă de cartofi. 6 cartofi. Uite. Bine. Bagă. Dar rupe-i. Nu ți se face gura pungă? Ce? Nu ți se face gura pungă când mănânc de asta? Eu mă cred că nici n-am pus gura pe era în ăsta. A, ah, cu zahăr! Tienes rasul. Plăcintă, nu am mai... Da, și la fica ta să puși, te bag în zahăr acolo, moi, ca lumea în zahăr. Hmm? Bun, bia. Rabarbură. Compot. Faci compot din tăla, cu zahăr. Dar să știi că-mi iau. No. Mamă, dar ce bun e. Ce faceți? Ei, salut! Lume bună! Aici cunoașteți lume bună! Nu, nu, să vedem! Și s-a pregătit apă! Dacă ui, acum mâncă Michi de ăsta! Și iubi, ce faci acum? Asta de la YouTube, s-a stăcat copilul ăsta și luați un halmă unul singur. Ce bine miroase, fii atent! Uite, un construm mare de salată. Ăsta e de la Ungaria, adus. E din Ungaria. Du-te! Da, iute! Iute, wow! Nu faci! Deci abia aștept, că ăștia sunt specialitatea mea, tu știi? Da, dar nu, nu poți să-i mănânci. Zici? Nu poți. Lați, au mâncat unul singur. Egal, se înțelege. Ăla din băiatul din Ungaria au mâncat vreo 3 sau 4 și după aia au zis trebuie să stai acasă și să meargă la doctor, că s-a furat capul. Hai, du-te! Așa de iute. Mă, dar tu vezi să știi că eu mănânc ardei iuți, de ăștia mici, iuți, iuți. Păi, dar întreabă, și n-am nimic. Eu am mâncat cu tailandeză. Are o supă japoneză, chineză. Da, da. Bă, omule, deci am luat o singură lingură. Și eu n-am nimic. Foarte bună aia. Da, lacrimile instantane. Aia e foarte bună. Am zis că am pus foc în noi de la tailandez, foc. Și încă nu-i chiar. Da, nu, pentru ea nu știu zonă dacă. Eu n-am ce treabă. Vă arăt. O să vedeți. Vă spun cu toată sinceritatea. Nici copilul ăsta n-are treabă. Nu, n-am treabă. Nu, n-am treabă. N-are treabă. Nu, n-am treabă. Dar las când... Deși jalapeño și chili. La chili. Și combinat. Jalapeño.
Eu. Deci îți dai seama ce e acolo, iubi. Ce mici? Carne de mici din România, de aia bună. Îl fac, știi de ce îl fac așa? Am învățat secrete, aici se dezvăluie secrete. Prieten, tips, mama. Zic nemții, iar tips. Iar cum mai ținite pe domnișoara, pe SSR-ca, de la cine am avut noi casa. Ce concret. Cum latu-s-o, cum latu-s-o. Draga mea, Michi. Cum latu-s-o, așa făcea. Era iubirea mea. Frumoasă mea. Sora mea. N-am sora, dar tu ești ca sora mea. Și voi și tu. Noroc! Mulțumesc! Noroc și la mulți bani. Să dea Dumnezeu. Uite, scoate berea din congelator. Din frigider, pardon. Ai frigiderul pentru... Pentru bere, nu, sucuri... Pentru... Lichide. Lichide. Aghiazmă. Ce? Nu aghiazmă. Nu, da. Chiar aghiazmă nu băgăm. Nu, nu, nu. Dar n-ai înțeles. În Moldova, la băutură... Știu. Chiar aghiazmă nu băgăm în frigider. Aia o bem și așa. Da. Ah, ok. Ce ai acolo, Ianoș? Nu spun. Voi, de comul meu. Bunătăți, iubie, ai văzut? Un fa de grafin. Deci la salivei. Cum vii ușor la tine să-mi dai așa ceva? Păi nu, eu stau la bloc, fac la balcon. Dar nu mă interesează. Păi fac. Cum să nu? Fac. Cumpăr, de fapt, cred că am un grill din ăla electric. Cu vaccinele astea. Păi nu iesem. Și ce facem? Mergem la grătar. Acum am vorbit cu Mihai și vorbea Mihai să luați unul din ăla pe gaz. A, da. Pe butelie. A, da, și... Lasă, și acum ce ai voie pe balcon acolo? Ok. Dar să știi că așa o să fac. Păi e destul de scump. La 300 de euro, dar îl iei odată, nu îl iei de 5 ori. Da, asta așa e. Știi? Da. Ce face la celula de sânge? Făcute la foc mic, uite, cărbunii. Uite aici, hai să te răsfăți. Să te răsfăți. Ce mititec, eu ăștia... Mititoi. Mititoi, da. Am dat pe TV. Pe scarde. Hai, odată carde. Lasă-mă, că știu să rup nimic. Dar arde! Am direct și nu am ce politic. Ăștia ăia ce ați adus voi. Mai, dar ce buni sunt. N-am mai avut răbdare să stau. Bun, deja știam. Da, dar vezi, nu te apleci, Andrei. Nu te-a plecat, că poți să cazi de acolo. Cuvinte, să nu, dacă nu, hai până jos pe scări și hai pe scări. Hai de aici, mami. Hai, coboară pe scări. Să nu cazi de acolo. Hai aici, în curte. Haide, coboară scările și hai. Haide. Diferențele dintre... Nu se place pe... Da. Mai facem altă din lume. E bravo, mami, așa, așa. Deci eu ești lingoale, așa. Eu știu, pe asta am zis și ei. Așa, da. Da voie să strămâna. Ești bărbat. Uite aici, doi bărbați. Restul? Jumătate. Cine? Numai Mucoș. Mucoș. Cu dreapta, așa. Așa, Andrei, fii bărbat. Mergi pe pietre, uite acolo. Hai du-te acolo și te joacă pe pietre, să vezi ce fain e la tălpi. Mai vreau să nu fie ceva stânțel. Aici. Zic și eu, da, uite că este aia, că e copilul, are o toată, așa? Da, Mai mult în picioare. Da, dar de fiecare dată oriunde mergem, las desculți. Să pe pietre, pe pietricele, pe... Da, și nisip. Când o să mergem la mare, abia aștept. Ei, încetul, că poți să dai în geam, Andrei. Să nu spargi geamă. Lasă acolo piatra, nu... Că după aia ne pui la plată. Îl punem pe tatăl la plată. Păi da. Schimbăm noi. Schimbăm, că noi aducem. Gata, mă duc. Mă duc să o ajut pe Michi. Vă las.
Ia uite. Ciorapi. Am revenit, Michi. Wow. Ce face? Wow, ce bine arată și salata. Mai, stai așa să vin în partea asta la altă. Wow, și ce bine arată grătarul. Aia. Și cartofii. Numai mirosuri. Numai mirosuri de tot felul. Am obosit urcând scările, tu știi? N-am condiție fizică. Pana mea. Ce nașpa. Ioi. Am și venit repede, știi? Electrică. Ba nu e electrică, e cu baterie, nu? Super. Foie gras e la topit. Foie gras e la topit. Uite, așa se topește foie gras-ul. Adică pate de gâscă, nu? Ăsta este made de Franța, direct din Franța adus, trimis. Vai, ce mișto e. Panache. La gură. Da, cum să nu? Pe numai delicatese. Mamă, ce chestie ai acolo, Andrei. Curent. Oh. Te curentează? Nu, nu, dar mi-e frică să pun mâna. Dar de ce, mă? Nu, uite, vezi unde pui degetul, acolo ai... Vezi? Uite, uite. Uite ce chestii, fii atent. Interesant. E faină, nu? Merge. Păi merge, da. Așa, am pregătit și masa cu bunătăți. Ia uitați, grătar, salată. Salată, cartofi, coaste. Cartofi, salata. Pâine. Mamă, ce bine arată grătarul. Super. Așa, avem mușteiul. Ăsta este muștei cu zahăr și vegeta, două linguri de zahăr, două linguri de vegeta și apă, ulei. Ăsta este cu smântână, sare și... Și aici avem brânza, ăsta brânză, doamnă. Și aici avem pâinea prăjită, nimic. Ce mai tră? Chiar nimic. Nu, nimic. Perfect. Ce-ți mai atunci, doamne? O, de-asta pentru... Avem aici foie gras-ul. Pate de gâscă, mă, deci ăsta este adus din Franța, tocmai, ce bun e. Și foie gras-ul se mănâncă cu pâine prăjită. Super. Și vin alb, cum am înțeles. Astea le mutăm aici și asta o punem aici, nu? Da. Cartele. A început să plouă. A început să plouă. Stai să arăt. Uite, Iana își pune muzică, avem muzică. Ce muzică avem aici? Muzică de petre. No, de masă punem. De masă, așa, de relaxare. Acum mai târziu. Da, da. Și uitați afară cum este vremea. Nasol, a început să plouă, tună, fulgeră. Să sperăm că nu o să fie tornade și chestii de genul. Avem Sorinel de la Clopen. Și gata, lumea se așează la masă. Hai la masă. Hai la masă. Hai, șețe-mă. Hai. Hai că vin. Hai că vin, că mi-e foame. Hai că se lanțește foie gras-ul ăla și după aia se împărește și după aia nu mai e. Hai.
Du-te acolo lângă mama. Hai, Andrei, vino aici lângă mama. Haide. Așa, aici în cinistră. Haide, dă-te iubi un pic așa. Mică, du-te acolo. În cap de masă, că tu ești șefa. Da, mi-ai mic ești. Capul. Capul mesei. Așa, stai aici. Lasă că stai aici lângă mine, iubi. Hai. Aveți loc? Da, avem. Avem. Doamne, mai întâlnă masă. Nu. Perfect. E bine. E prea aproape de tine? Bine? Masa, e nu, e ok, chiar vă super. Vă frumos servicii. Mici. Gata. Vreau să urmă masă ce ai. Arde iute? Sau ce vrei? Ce vrei? Arde iute, clar. Nu cu mâna, cu furculița. Stai, Andrei, ai răzare, mami. E ca la el acasă, ce vreți? Păi da, el e ca acasă, se simte ca acasă aici. N-am vreau altă. Aia, fac o lacuță. Ceapă. Pe pâine. Pe pâine, data asta e că spune mami, spune tati pe felie, așa. Da, că... Ia uite-l mă, ce... Cuștarurile. Corect. De cuștarurile. Corect. Și vinul alb. Partea aia altă lații? Nu, așa. Stai un pic, termină și pus. Și încă la mine. Trebuie să pui și un pic de cazin. Îți trebuie drag până la? Îmi lasă. Și jos. Stai un pic, tati, cu cărniță. Bine, e foame. Dă-i vă așa și pe nu știu ce înseamnă asta la torci? Very, very good. Very, very, very good. Hai, șețe, îmi las. Gata, hai. Bon appetit. Bon appetit. Ăsta nu-i ute. Bon appetit.